E timpul acum să ne bucurăm și noi de niște arome orientale, iar de asta se ocupă Ashley Diaz, un șef indian care a ridicat bucătăria la rang de artă și care, după ce a muncit de-a lungul și de-a latul planetei în cele mai tari restaurante din lume, a ajuns să se stabilească în România, unde și-a găsit și liniștea și iubirea. Vreau să-i vedeți povestea, iar apoi îl invităm la gătit, aici, în platou. Ashley s-a născut în Mumbai, într-o familie cu 4 copii, dar a copilărit într-un sat alături de bunica sa. Avea doar 15 ani când s-a angajat în bucătăria unui restaurant și și-a dat seama încă de atunci că asta își dorește să facă toată viața, să gătească. Adolescentul de atunci a devenit azi unul dintre cei mai buni șefi indieni, un specialist care a gătit în toată lumea. Pentru Măruță a pregătit un preparat special, un fel de mâncare din castravete chinezesc, pe care obișnuiește nu ia să îl gătească mama lui când era copil. Asta e castraveț medicinal. Ia uzi. Oamenii bea suc dimineață și e foarte bun la gust. Mama mea place. Ea ador zi de zi bea 50 de mililitri. Noi facem umplut cu banane și un touch de România. Folosim și bureț, creția cocoșului. Umplutură și cu asta. Povestește-mi un pic despre tine. Doamne. De unde vii? Vii din India, din Mumbai. Și crescut, născut în India. Și a fost un băiat foarte harnic, foarte obraznic, pot spui. Și mama mea lăsat și la bunica, cauza e foarte dificil pentru ea. Și lăsat la bunica. Am umblat peste tot, pot spui asta. Unde? Pe un prim ce locuri ai fost? În Goa. Am stat în Goa, bunica mea din Goa și am stat în Goa. A fost în seminarii pentru preot, face la biserică. Vrei să devii preot? Da. Și ai devenit șef? Da, ai devenit șef. Cum ai? Mi-a plăcut când am intrat în școală și intrat pentru curse ce facem, ori se externship. Uh-huh. În stat și la hotel Taj Mahal. Și a fost la hotel Taj Mahal și mi-a plăcut foarte mult când am văzut bucătărie și am lucrat în bucătărie. Și noi lucrat când a fost 16 ani, 17 ani, lucrat 12 ore pe zi. Și mi-a plăcut foarte mult. Și bucătărie, asta e viața mea. Și nu te-ai mai dus? Nu am schimbat job-ul. Și am dus în SUA, am lucrat pe UAS. Lucrat cu restaurante cu experience, cu Michelin Star, cu Georges Blanc și alte restaurante în New York, San Francisco și Hawaii. Și ai venit în România acum câți ani? Am venit în România, aproape 10 ani pot spui. Și mi-a plăcut România foarte mult. Am venit înainte și venit. România e țară foarte frumoasă, copiii mei e român. Te-ai căsătorit în România? Da, e în România și copiii mei e român. Facem acum mâncare, da? Bun. Asta e cu banane și banane am pus pe mandolină și scoatem așa felie și prăjim așa, facem chipsurile, da? Asta e main ingredient, asta e bază. Uh-huh. Și îmi curăț asta, da? Castraveții aceștia, de unde vin? Care e proveniența lor? Unde au fost China, descoperiți? Și în India nu am văzut aici. Băi, în India găsește puțin mai diferit. Se curăță interiorul? Da, vrei să scoatem sâmbure. Deci se gătește doar coaja, cum ar veni? Da, da. Banane cu ceapă, în viața mea n-am mai văzut așa ceva. Foarte bune bananele, foarte bune. Da, știu. Și avem puțin bureț și creța cocoșului, folosim și ăsta, da? Și
Acum punem în cuptor, lăsat 20 de minute până facem puțin moale și gătește puțin. Cătălin, să știi că nu m-a lăsat șef să mănânc tot, dacă ar fi fost după mine aș fi mâncat tot ce e aici. Așa că preparatul este aproape gata, stă 20 de minute în cuptor și numai bine avem timp să ajungem cu el cald la emisiune. A mai rămas, Laura, ceva și pentru mine. Șef Ashley Diaz este acum aici. Salut, șef! Bine ai venit, ești foarte tare! Bine ați găsit! Ce ai gătit? Să trecem direct la treabă, șef. Te rog frumos, ia un loc pe canapea. Tu ai venit în România acum 10 ani, te-ai și căsătorit aici. Acum 5 ani te-ai căsătorit și acum 10 ani ai venit în România, nu? Da, poți spune asta. Nu? Să vorbești puțin mai tare ca să te audă și socrii tăi care sunt unde? Din Bucovina. În Bucovina. Și cum e în România, spune-mi? E frumos. Îți place? Ce îți place cel mai mult de la noi în țară? Toți, poți spune. Avem toți ce e frumos. E zona, îți plac oamenii? Îți plac... Plac oamenii, plac mâncare, plac mai mult de treaba mea și faci și asta. Am înțeles că îți place supa de pui cu tăieței. Da, și da. Sarmale. Și sarmale? Sarmale. Oameni buni, mai puțin. Stai o secundă, șef. Ia uite-te aici ce avem noi pregătit. Mai. Te rog, stai că am și cuțit. Plouă în gură. Plantă! Da. Hai bă, băiatule, vină încoace că avem de mâncat ceva indian astăzi la emisiune. Credeai? Ia uite, avem două furculițe, una mai mare, una mai mică. Așa, păi cred că asta mai mică plantă merge către tine. Uite, una mai mare, una mai mică. Asta e pentru tine. Hai mai, ce avem, șef, aici? Aici, aici e banane. Asta e banană? Da, asta e un gen banane crud, spunem da. Plantain. Da. Și arată la untru așa. Aha. Și asta e și... castraveț amar. Stai un pic. Deci asta e o banană pe care tu o faci așa, chips. Am mâncat eu vreo 20 de bucățele în spatele camerei. Da, e tot terminat. Am terminat, dar bune de tot, gustoase. Le facem pentru tine mai târziu o pungă. Da, te rog mult de tot, o pungă de chipsuri de banane foarte gustoase. Și astea ce castraveți sunt? Castraveț amar. Păi și astea pentru ce sunt, șef? Poți să tai unul? Da, pot tai, da. Pot facem salată grecească indiană. Ia uite, bă, cum e castravetele astea înăuntru, bă, plantă, bă. Asta e bun pentru tine. N-am mai văzut așa castravete. Ce e asta? Castravete. Castravete. Castravete? Da, ai zis că e amar? Da, puțin așa. Și asta pentru ce? Unde se folosește? Normal, oamenii mănânc puțin, nu prea mult, nu pot mânca prea mult. E pentru dietă. E bună asta la dietă? Da. Ia plantă, stai un pic să-ți dau și ție o bucățică plantă. Am mâncat noi cei mai iute și nu mâncăm noi. Ne face pe noi un castravete? Da, dimineața vrea mănânc așa, 100 de grame. Îți dau ție bucățică aia și-o mai mult, da? Hai. Da. Nu putea. Amar? Puțin. Mai mult. E curăță sânge și tot toxine și tot așa. Curăță sânge și toxine? Bagă da, plantă. Și pentru diabet e foarte bun. Asta pentru diabet? Da, aici în România oamenii facem suc și facem bea dimineață. Prima oră dimineață. Eu înțeleg de ce e pentru dieta asta. Asta nu mai poți să mănânci nimic. Am slăbit? Da, puțin. Foarte interesant. Și asta crește unde? Crește peste tot acum, pot tu spui. Și în România? Da. Se cultivă și la noi acum? Da. Avem oamenii cine cultivă. Cam amar. Dar am mâncat. Șef, haideți să vedem totuși ce avem aici. Da. Când gătește, nu e așa amar. Și pot vede. Ia, ce avem? Deci, șef, am gustat aici ciupercile astea și chipsul ăsta de banană, senzațional. Asta. Dar acum cum arată prezentarea asta, bă, e fantastică. Cum se numește? Cum se numește? Hai, fac botez. Cum? Fac nume și îi fac botez. Nume da. Acum? Da, hai tu... să-i dăm un nume. Da. Bă, plantă, emisiunea asta n-are un fel de mâncare să-i poarte numele. Da, da, exact. Să-i zicem La Măruță. La Măruță. Așa rămâne, da? Așa rămâne. Plantă, te invit să guși puțin din într-un fel de mâncare La Măruță, făcut de șeful nostru, Ashley Diaz, unul dintre cei mai tari șefi indieni. Altă treabă ca castravetele ăsta. Când gătit e altă treabă. Și ai gust diferit. Plantăm. Da. Zici că e mustaca. Nu? Da, apropie. Șef, am înțeles că ai lucrat și în New York și pe vase de croazieră, adică da, ești... da, da. Puțin bătrân acum, ce poți spui, nu? Ai salariu mare, a?
Cine sunt? A? Nu, da. Ai lucrat și în SUA. Și America și Honolulu. Să fii peste tot e ceva. Și asta e altceva sau tot același lucru? Același lucru, diferit look. A, e o altă formă de prezentare. Exact. Plantă. Hai că ne-am detoxifiat plantă. Da. Am luat ăsta, castavete. Mi-erau foame. Și vreau să-ți dea Dumnezeu sănătate, foarte bun. Da, și la fel. Fals. Și pentru că... Fii atent, plantă. Da. Te rog frumos, pune asta un pic aici. Opa. Ce ai făcut, mă? Opa, ajută-mă puțin cu asta, cu șervețelele. Șef, noi suntem niște oameni foarte primitori. Pot și în general, nu, asta nu? Punem aici. Aici. În general, poporul român e un popor ospitalier. Da. Ți-e dor de Bucovina. Uh-huh. Ți-e dor de socrii tăi. Da. I-am adus aici. Serios? A fost o glumă, 1-0 am, a? Da, i-am adus simbolic, șef, pentru că știu că îți place foarte tare mâncarea românească. Păi, doamne. Îți place tare, nu? Da, place. Ia uite, șef. Ce? E din Bucovina. Sunt bunătăți din Bucovina. Aha. Și te rog frumos să guși cu noi, să mănânci cu noi aici. Ha. Haide, Doamne ajută. Doamne ajută. Unde pâine? Uite, pâine? Băi, normal. Și-o zic, uite, șef, cu furcuta. Da. N-avem pâine, Greta, de-aia făcută în casă, în cuptorul nostru, aici, în spatele exact. Studioului. Nu mai avem și fără pâine, dar are dreptate. Are dreptate, Ashley, nu poți să mănânci chestia asta fără pâine, da. Să încerci un pic, să vezi cum e șef. Hai. Ce, fără pâine? Cu slănină? Cu slănină. Slănină, uite aici. Hai. Slănină cu ceapă. Nu. Nu? Ceapă. Ceapă roșie, da. Și cum e ceapa asta roșie? Da, e puțin mai... Place. E tare mâncarea românească? Foarte bun. Ia de-astea, ia fumături, Bucovina. Cum e? Cum e, șef? Nu pot vorbi acum. Da, cu ceapă, de asta și cu șorici, uite, șef, șorici. Uh-huh. Cum e? Porc a fost slab. Șorici e puțin subțire. A fost la dietă de la castraveți. Uh-huh. Jumări. Șef, jumări. Știi cum sunt astea? Da. Colesterol maxim. Colesterol în cub. În cub. Șef, să ai baftă. Te găsim pe Instagram, dacă te căutăm. Da. Cum e adresa ta pe Instagram? Acum am început. Da, și cum e? Adresa. E ok. Adresa Ashley Diaz. Perfect. Plantă, te ajută pe pâine? Da. Hai, tată, că nu mai putem. Hai că am venit și cu pâine, șef. Bine. Șef, îți mulțumim mult de tot, ești un băiat senzațional. Mă bucur că îți place în România. E de asta cu secară, ne mai mâncăm pâine dietetică. Da, tot. Uite-te la mine și ascultă-mă. Ia colțul de pâine, colțul de pâine. Da, facem băieți. Nu facem băieți, iubește soacra. A, da, deja iubesc. Nu, ia pe tine. Da, da, amândouă, iubesc. Ah, e bine. E bine. Doamne ajută. E Bucovina acum? Da. I-ai spus că vii la emisiune? Tu invitat? Nu, i-ai spus că ești tu astăzi aici să te vadă? Nu am spus direct. Am dar trimis mesaj. Mama soacră, te iubesc. Te iubesc, mama soacră. Și ce am uitat să te întreb? Uh-huh. Tu știi și pe Salman Khan? Știi? Nu știe, am văzut în filme, atât. În filme? Atât. Dar e tare de tot acolo, nu? Da. Da. Și a fost înainte. A fost un filmare înainte. Da. Câți ani făcut mâncare indian. E foarte tare. Da. Îți mulțumim mult de tot, șef. Eu mulțumim. Toate aplauzele.